de o zonă cervicală, de un gât cât mai flexibil. Oamenii care au gâtul anchilozat, atunci au o mare predispoziție ale tulburărilor creierului de funcționalitate. Deci este foarte important ca absolut orice om care trece de o anumită vârstă să facă o gimnastică cervicală de cel puțin 3 ori pe zi, dimineața la prânz și seara. Simplu, vi le arăt acum. Balantul spre dreapta, de 20 de ori, balantul spre stânga, de 20 de ori, se face între 5 și 7 seturi. Acest lucru făcut, din nou, asta e un exercițiu, al doilea, răsucirea capului, este pentru eliberarea traiectelor vasculare care merg la creier. Gâtul este segmentul din corp care este cel mai vulnerabil la tensiune neuromusculară. De ce? Pentru că în clipa când apare un puțin de stres pe creier, primul care se contractează sunt mușchii cervicali. Toată treaba o facem cu mâinile, folosind mâinile în permanență la orice. Mușchii, partea de la umeri în sus, nu? Care leagă mâinile cu coloana și cu partea cervicală, mușchia se hipertensionează, deci gâtul rămâne, este din punct de vedere și de sus în jos, adică mă refer la cantitatea de stres, tensionează mai întâi gâtul, și din punct de vedere structural, nu funcțional, anatomic, brațele până tensionează gâtul. Deci gâtul este cel mai vulnerabil, este cel care se tensionează cel mai repede, durerile de cap merg de la gât, foarte multe probleme sinusite merg de la gât, probleme de tiroidă merg tot de la gât, problemele de auz tot se bazează pe afecțiunile cervicale. Așadar, unul din instrumentele care sunt pentru prevenirea tulburărilor creierului de bătrânețe la demenție, Alzheimer, etc., este păstrarea unui gât cât mai flexibil. Sigur, și căutând să îndepărtăm, să prevenim sursele de demenție. Numai aceste două exerciții? Da, sunt suficiente. Numai aceste două exerciții care le-ați arătat? Da. Sunt suficiente. Dar făcute în cantități mari. Am să vă rog să rămâneți pe loc și am să rog oamenii să mergem să facem o poză de grup, că ne trebuie și pentru... Stați în care eu care Da. În urmă cu 7-8 luni de zile, examenarea afecțiunea respectivă. Stând de vorbă cu ea, am examinat-o, nu am văzut niște probleme mari care de natură anatomo-fiziologică. Dar am început să, am vrut să, sigur, ca să-mi dau mai bine seama, pentru că o examinam și eram responsabil de diagnosticare și dat o soluție. De fapt, de ce este depres? Și am pornit o discuție despre viața ei. Această doamnă care aparent fizic părea sănătoasă, era frumoasă, era îngrijită, era pedantă, totul era impecabil, nu? Cât ce se putea vedea. Și am întrebat-o un pic despre relațiile ei cu cei din jur. Da. Sigur, a trebuit să o trag de limbă, să întrebi din ce în ce mai multe și colo și încoace. Și am înțeles că, de fapt, ea de 20 de ani nu vorbea cu mama ei. Mama ei având 99 de ani. Deci nu vorbea cu mama ei. Ea era într-o depresie foarte mare, soțul era extrem de îngrijorată, deci nici un miliard nu făcea absolut nimic, nici nimic, nici așa. Și mi-am dat seama că, de fapt, faptul că nu vorbea cu mama ei, avea o mare legătură cu afecțiunea ei. Și am întrebat-o de ce nu vorbești cu mama ta. Mi-a explicat ea că în urmă cu 20 de ani, mama ei a spus ceva ce a supărat-o, ea i-a spus ce a supărat-o și după aceea a mai încercat să mai vorbească, dar nu i-a ieșit ei bine, nu i-a mers ei bine. Deci mândria ei era mult, ego ei era mult prea mare pentru ca să poată să se plece în fața altei persoane, chiar dacă era maică sa. Și era, mi-am dat seama că era o singura portiță, care singura cale pentru a, după 20 de ani sau după, mă rog, era depresă de copii și toată lumea era disperat cu această depresie a ei.
Nu există decât o singură portiță, să vedem care este trauma psihică. Da, am intrat un pic în mintea ei, adică în sensul că am tot tras-o de limbă, am tot răscoit până am ajuns acolo la motivul care mi-a creat această traumă. Și, sigur, acea traumă a lăsat în urmă o reacție anume vis-a-vis de mama ei, adică o ură pe mama ei. Sigur că greșeala era amândurora sau mai niciuna, de fapt singura greșeală era aceea despre ce am vorbit mult astăzi, acea malformație de personalitate, acea defect de personalitate, acea mare defect de caracter. Și sigur i-am spus, dragă, tu ești pacienta mea, eu sunt doctorul tău. Ești la mine în cabinet, ai venit ca să te diagnostichez și eventual să încerc să fiu de ajutor. Îmi respect autoritatea de medic și ești de acord ca să fac tot ce se poate, tot ce să-mi e în putință și să te supui și să mă ascult ca să încercăm să eliminăm această, să tratăm această, da? Da, ai mână liberă, bărbatul mi-a dat și i-a zis în final, da? Ai mână liberă din partea noastră să mă capsul tot ce consider tu, ceea ce consider că ne poate fi de ajutor. Am vorbit un pic despre această mândrie, am vorbit un pic despre că trebuie să, ce înseamnă această traumă și care nu se poate vindeca decât prin iertare și în momentul am înțeles de fapt, ați fost acum un an, cred că acum am înțeles, în momentul am înțeles că de fapt iertarea este cel mai extraordinar medicament care poate să vindece orice rană trecută care este acolo pe minte, orice tulburare, orice leziune pe care noi avem în minte. Unii spun în suflet, hai să spunem în suflet. Orice durere care avem pe suflet, orice greutate pe care avem pe suflet, este singurul medicament care poate să o vindece, singura doctorie care poate să o îndepărteze și să se ușureze sufletul, să ne dea un confort al minții și o viață mai bună, este iertare. Am pus mâna pe telefon, am întrebat pe soții, dă telefonul lui mama ei, i-a dat telefonul, am făcut pe numărul și i-am spus, acum ai promis că e supusă. Da, sunt total supusă. Am vorbit eu cu mama ei, i-am vorbit frumos, i-am spus ce impresionat sunt despre faptul că există la 99 de ani și este lucidă și așa și așa. Și am rugat-o dacă este de acord să vorbească cu noi, așa cu mine și cu cineva ce... Și a fost de acord și i-am pus-o la telefon pe mama ei. În momentul ăla a deschis ochii mari, odată a rămas cu gura căscată, a respirat profund, i-am făcut din cap că mi-a promis că este supusă, și a început să vorbească cu mama ei. Eu eram la un alt telefon, am intrat și un pic în conversație ca să pot să nu las să fugă nici pe ea, nici pe mama. Și am conversat probabil vreo sfert de oră sau 10 minute am conversat. După care, când am închis, am stabilit cu mama ei că trebuie să se vadă să cineze împreună și că trebuie să petreacă împreună. Și după ce am închis telefonul, a fost altcineva, n-a mai fost depres, a fost sănătoasă, a fost lucidă, a fost relaxată, a fost degajată, a fost bucuroasă, a plâns ea, a plâns soțul ei, sigur am reușit să o conving că trebuie tu să relația în continuare, că uite diferența între înainte de a vorbi cu mai și după ce vorbește cu mai. Deci s-a făcut sănătoasă, s-a eliminat, a dispărut acel sindrom neurodepresiv de care suferea de 20 de ani. Am găsit doctoria, care a fost atât de ieftină și n-a costat niciun ban, pentru că cheltuise mai multe milioane la mai mulți doctori.
Și aș vrea același lucru, eu să vă recomand și dumneavoastră, toți cei care aveți ceva pe suflet, vis-a-vis de cineva, vis-a-vis de ceva, pune-vă la pe telefon și sunați și dacă e nevoie să-ți cere iertare, știți, umilința este cea mai mare calitate a unui om. Să fii modest, să fii umil, să fii supus. În felul ăsta reușești să treci peste orice fel de slăbiciune care te-ar putea domina. Deci, oricare dintre dumneavoastră sau oricare dintre apropiați are o pată pe suflet, are o apăsare pe suflet vis-a-vis de ceva sau de cineva, puneți mâna pe telefon și o vorbă dulce sau o iertare este incredibil de foarte mare folos și de mare, mare, mare ajutor. Așa că tipul pe care vă dau tuturor este o doctorie care se cheamă iertarea. Iertați pe oricine, fiți îngăduinți cu absolut oricine, treceți peste orice, peste absolut orice neplăcere și iertați-o și îngăduiți-o și în felul ăsta reușiți să scăpați de orice greutate pe care ați preluat-o al minții procedând. În felul ăsta aveți un mers lejer, un mers liber, un mers degajat și duceți o viață lipsită de stres, lipsită de tensiune. Fiți îngăduitori, fiți iertători și iertați absolut pe oricine. Asta este doctoria pe care vă dăruiesc și doctoria pe care și diploma pe care vă dau tuturor celor care ați fost aici. Folosiți această doctorie, această diplomă, iertați pe oricine și cum terminați să ieșiți de aici. Dacă aveți vreo pată, vreo ceva, vreo greutate vis-a-vis de ceva, dați telefon și spunem, iartă-mă și preluați greșeala. Eu am greșit. Pentru că vorbele, atunci când sunt constructive și făcătoare de bine, efectiv, n-au nici mica, chiar dacă sună negativ, n-au absolut nimic negativ, doar pozitiv. Atunci când o vorbă, ideea în care avea, creezi, faci un bine, atunci reușim să trecem peste orice mândrie, peste orice ego și suntem relaxați și degăsați, așa că, dragii mei, iertați și cereți-vă iertare de la oricine care ar fi putut să vă supere vreodată în trecut și care aveți o mică reținere și la vedea pentru acea persoană. Iertați, iertați și cu asta vă las. Centrul echilibrului este acolo unde este urechea internă. Sunt niște tuburi care circunește fluiduri care sunt responsabili de acest echilibru. Un pic alături sunt niște centri care știința medicală modernă nu i-a determinat. Este centrul de un loc care este responsabil de atracția de gravitație a Pământului. De asemenea, ăsta fiind responsabil de echilibru. Există centrul vorbirii, care este centrul unde, prin senzor auditiv, informațiile sunt preluate și sunt transmise acolo, unde sunt analizate, și să ia deciziile în ce fel trebuie limba să se miște gură. Acest centru de pe creier, sigur că din cauza atunci la naștere, neavând oxigen, în clipa când fătul a fost deconectat de oxigenul luat de la mama, a trebuit să-și preia oxigenul singur. Oxigenul trebuie să meargă la creier și să hrănească întregul creier. Dacă acest centru de pe creier n-au primit oxigen și n-au fost răniți, atunci sigur că ei nu s-au dezvoltat. Nu s-au dezvoltat și au rămas atrofiați. Acum, vedeți, noi folosim o mică parte din întreaga posibilitate pe care ne oferă segmentul, ceea ce înseamnă în creier. Vedeți, totul este știință. Nu există nimic altceva. Toate filozofiile planetei, toate religiile de toate formele, la un moment dat, pleacă de la știință. Sigur, cred că sunt interpretate într-un fel sau în altul, în funcție de posibilitățile celui care le propovăduiește, dar este o știință. Sigur că există un conflict între o filozofie și o știință, pentru că poate una sau alta nu au informațiile necesare ca să se poată întâlni pe același, la un numitor comun. Dar este o știință. Deci, sigur că creierul este acel centru de pe creier responsabil de aceste funcții, au rămas nedezvoltați din pricina lipsei de oxigen. Se mai întâmplă și altceva. Uneori, la naștere, se
creează niște traume ale oaselor craniene. Oasele craniene, fiind traumatizate, acolo sub osul cranien, unde este trauma respectivă, se instalează un proces inflamator, proces care nu e nimic altceva decât că corpul primește un mesaj, sistemul imunitar primește un mesaj că și corpul acolo are o problemă, o leziune. Sistemul celulei care reprezintă protecția corpului se duc acolo și în loc să facă bine, fac mai mult rău. Deci există aceste două posibilități. La naștere, probabil că s-a creat și o traumă, sau în perioada nașterii, o traumă a oselor craniene, care afectează centrii responsabili de anumite funcții imediate de supraporcul. Deci trebuie mai întâi să detecteze dacă există vreo malformație a osului cranian care are un impact sau care creează o hipofuncție sau afectează funcția creierului. Al doilea, dacă nu este și este doar acea leziune creată din lipsa de oxigen, acea afecțiune creată, sigur, centrii ăștia prin anumite exerciții se pot ori revitaliza, ori reface, ori alături se pot crea alți centri noi. Eu am predat la un moment în Elveția, la niște spitale, cei care știți, se întâmplă acele paralizii de jumătate de corp, hemiparezele, pentru că creierul este invadat și un centru motor este invadat și nu mai controlează corpul, alături să se recreeze un alt centru care să preia, care să se dezvolte și să preia funcția segmentului respectiv. Eu cred că dacă vă gândiți, vedeți că este un lucru greu de făcut și e, la care e nevoie de foarte multă energie și foarte multă investiție ca timp și ca gândire, de creat o modalitate de a revitaliza și excentrii prin anumite exerciții de gândire, exerciții de care să mimice respectiv, dacă nu se revitalizează, de aia să se creeze alături excentrii. Adică e posibil lucrul ăsta. Sigur, eu ce pot să vă ajut cu aceste informații, să vă spun că da, este posibil, ăsta este singura posibilitate de revitalizare a acelor centri sau alături de crearea alți centri care să preia funcția respectivă. Este posibil, numai că trebuie să înțelegi mecanismul, trebuie să fii de acord că este posibil, căci dacă nu ești de acord că este posibil, deci nu se poate porni nimica, în clipa când înțelegi că este posibil, atunci începi să lucrezi și să realizezi. Eu am cunoscut oameni care făceau levitație. Mergeau pe sus. Se ridicau la 1,80-2 metri și mergeau așa pe sus. Da, e posibil. I-am întrebat cum? Cum ai realizat lucrul ăsta? Păi m-am antrenat. Cât timp? 30 și ceva de ani. Da. Și de ce ai făcut lucrul ăsta? Cum ai reușit? Păi m-am antrenat așa, dar nu știu cum altfel. Tu sigur ca om de știință am analizat și am înțeles că sigur este posibil. S-au inhibat centrul responsabil de gravitație Pământului, pentru că noi avem pe creier niște centri, unul care e responsabil de gravitația Pământului și care datorită căruia stăm pe Pământ, și altul care este responsabil de gravitația Lunii, de atracția Lunii. Din cauza asta știți că este fluxul și refluxul la ape și sunt oameni care au anumite boli, nu? Lunism, care se cheamă, care ei merg pe pereți noapte. E posibil. De ce? Pentru că centrul de gravitație al Pământului este inhibat din anumite motive, un aspect patologic, sigur că da, iar centrul de gravitație al Lunii este excitat din nou din anumite motive patologice și devine mai activ. Deci pe creier se pot activa sau dezactiva anumite centri responsabili de anumite funcții. Noi am pierdut de-a lungul timpului foarte multe din posibilitățile creierului pentru că ne-a blocat anumite dogme. Ba dogmele filozofice, ba dogmele religioase, ba ăia, noi, alții. Se întâmplă foarte multe lucruri pe planetă. Eu călătorind toată lumea și ba în Japonia, ba în Coreea, ba în Polonia, văd lucrurile astea. Văd oameni care sunt inhibați de anumite tradiții locale sau care sunt blocați de anumite dogme. Sigur, dar absolut orice, absolut este posibil dacă aveți o libertate a gândirii și a minții de a crea aceste lucruri.
nu știu, v-am răspuns mai corect, mai aproape, de, mai concret decât asta, nu pot să vă spun. Poate reușesc să mă uit un pic la capul fetiței dacă este aici la sfârșit și să-mi dau seama dacă este o malformație craniană. Asta e tot ce pot să vă spun. Vă mulțumesc! Mai sunt câteva întrebări? Da. Am și o întrebare. Când am vorbit despre cancer, ați amintit de un medic german. E cumva vorba de doctorul Reinecker? Dar mi se pare că da, nu-mi amintesc numele, eu nu țin minte numele, rar eu îmi amintesc, dar este, era la vreme, acum știam despre acum vreo 10-12 ani, sigur că ideea lui era foarte bună, dar era așa, limitată, nu reușise să prindă întregul context. Da. Asta era următoarea mea întrebare, dacă sunteți de acord cu metoda lui. Da, nu știu detalii care e metoda lui, dar sunt de acord cu ideea lui căci bine, dintr-un anumit punct de vedere. De fapt, cancerul, de fapt, este o boală, dacă n-are nimeni nicio împotrivă, să vă vorbesc mai mult despre cancer. Este boala asta de un alt grad de cronicitate. Sigur, ca medic, ca om de știință, ca filozof, am să vorbesc mai mult despre astea. Am să intru mai profund un pic, să trec dincolo de ceea ce înseamnă creier, dincolo de ceea ce înseamnă gândire și să vorbim un pic mai mult despre zona hipotalamusului, unde există acel chip, acel plan al vieții care se cheamă destinul, în funcție de care există trăirea noastră, unde se creează conflictul între onestitate și dezonestitate. E un lucru mult mai complex și mult mai complicat în general la noi în America și în lumea de acolo. Se vorbește să oamenii de știință sunt este neuroscience, care sunt științe în facultăți, diverse universități unde se studiază foarte mult dincolo de ceea ce se știe și sigur s-a parcurs foarte mult și s-a dus mult în zona asta, în zona subconștientă. Mai sunt întrebări. Mulțumesc, Sara. Da, sunt de acord cu acel doctor, dar sunt de acord cu ideea lui. Modularea de tratament nu știu în detaliu, dar el are o idee care are mult adevăr din ea, dar este decât o părticică mică din întregul adevăr. Dar nu consideră că doctorul Reinecker consideră că boala cancerului se vinde de la sine? Da, dacă îi dai voie. Da, exact cum a făcut englezul meu. Da, exact. Corpul are posibilități nelimitate. Da. Totul este să devii perfect onest. Adică să te aliniezi cu Dumnezeu. Domnul profesor, există o modalitate de a preveni sau de a trata demența? Suntem o societate pe care de a îmbătrâni. Din diferite motive, foarte mulți se vin la bătrânețe de demență. Mulțumesc! Da. Da, există, am și tratat Alzheimer's disease cu foarte mult succes, sigur dacă n-a fost foarte avansat, dar este foarte simplu, este extraordinar de simplu de prevenit, este, dacă nu este foarte avansat, este foarte simplu de tratat. Dacă este foarte avansat, cum a fost Reagan, care a fost unul din mari, după mine, mare președinte ai lumii, de fapt, datorită lui, eu am ajuns în America, pentru că el m-a ajutat să plec din România. Dar sigur, era mult prea avansat, iar la vremea eu nu știam prea multe. Oricum știam infinit mai puțin decât acum, dar mi-a fi plăcut. Da, să-i fiu de ajutor. Dar există. O să ajung și să vorbim și despre lucrul ăsta, despre această îmbătrânire a creierului, care de fapt este o deteriorare a creierului. Și este o deteriorare care se produce la noi, o percepem din punct de vedere, percepem anatomic, anatomo-fiziologic, dar această deteriorare este un pic mai profundă. Esența ei pleacă mai din profunzime, din acea zonă subconștientă, de unde se declanșează, de fapt, marele conflict care determină calitatea vieții noastre și, într-un final, calitatea sănătății. Am să vorbesc despre asta imediat. Dacă mai e vreo întrebare, înainte să mai sunt câteva întrebări. Da, mai ascult. Da, eu am fost diagnosticată în începutul anului trecut de existența ei. Personal, cred că vindecarea este posibilă, împotriva părerii tuturor medicilor la care am fost aici în Germania.
Eu singur am lucrat pe psihic, pe stres, deci reducerea stresului, pe structură, pe personalitate. Toate punctele care noastră le-ați amintit, personal am lucrat la ele. Cu toate acestea, valorile transaminazelor rămân, să zic așa, de 3 ori mai mari decât normal. Sunt undeva pe la 100 și lipsește undeva o bucățică din, din soluție. Poate mă ajutați dumneavoastră. Dar cel puțin ați... este stagnează, nu? Întrebarea e grea. Deci a stagnat anul trecut, în iulie și august. Valorile chiar s-au redus. Pe urmă am intrat din nou într-o fază de stres. Valorile au crescut și au rămas undeva pe la 100 de 2 luni. Dar n-aș putea să numesc stagnare. N-am prea multe date ca să numesc stagnare. Da. Oricum, dacă nu simțiți o deteriorare în valorile analizelor pe care le-ați făcut, înseamnă că stă pe loc. Dacă ați reușit să îmbunătăți situația, înseamnă că ați făcut ce trebuie și cum trebuie. Da, în clipa când ați scăpat controlul asupra stresului, sigur că atenția a crescut. Deci este stresul la care ați lucrat dumneavoastră, personalitatea a avut foarte mult de spus. Acum, mai există elementul despre care am vorbit eu la început, elementul fizic. Acum, vedeți dumneavoastră, ce este o boală a sistemului imunitar? Nimeni nu... Deci, nu, lipsește acest segment în știința medicală cauza bolii. Chiar și cea care este la nivel anatomic, sau în mod special la nivel anatomic. Deci acolo, unde este ficatul dumneavoastră, ați avut niște fracturi ale coastelor care sunt adecente pe ficat. În spatele ficatului aveți niște artroze costovertebrale, care întrețin un proces inflamator. Ați avut probabil o leziune sau o abnormalitate toracală de partea dreaptă. Aveți o malformație a sternului, apendicele xifoide este probabil imediat baza lui, nu? Este probabil aprofundat sau un torace scufundat care întreține un proces inflamator care, da, inflamează ficatul. Nu este mare lucru. Uneori sistemul imunitar, aici este și o mică confuzie. Este un proces inflamator care inflamează un organ și este interpretat drept că, da, pentru că nu se știe, nu? Este interpretat drept faptul că, da, îl atacă sistemul imunitar. Bine, nu îl atacă pe organul respectiv, atacă alături. Deci dacă dumneavoastră aveți o artroză costovertebrală posterior hepatică, dacă dumneavoastră aveți niște afecțiuni pe partea posterioară toracală, în spatele ficatului, dacă dumneavoastră aveți niște afecțiuni toracale anterioare, aveți un torace malformat, un stern malformat, acolo este un proces inflamator, iar corpul este un proces care este abnormal. Iar corpul dă mesaj sistemului imunitar, du-te acolo că este o neregulă, vezi ce se poate face. Ce înseamnă? Când se duce acolo, creează inflamație care afectează organele din preajmă. Ficatul fiind foarte vulnerabil și sensibil, este ușor afectat. Deci dacă lucrați la personalitate și căutați și vă curățați personalitatea, este foarte important să vă raportați la onestitate. Să știți că niciodată un câștig care este perceput și care se întâmplă fizic dintr-o deviare de la onestitate este temporar. Noi, mintea noastră știe permanent, în permanență rămâne cu acea obsesie în zona profundă, pe care nu suntem conștienți de ea. Rămâne în permanență cu o bubă acolo, o rană acolo, care dăinuiește în creierul nostru. Și, sigur, această rană, nu? Această traumă, afectează centrii nervoși din jur, care controlează funcția anumitor organe. Deci dacă reușiți să vă duceți în viața dumneavoastră, în trecut. Și vedeți că ați avut cândva ați avut o traumă psihică generată de percepția unei alte persoane asupra dumneavoastră sau generată de o lipsă de onestitate dumneavoastră. Corectați-vă, că este simplu. Și atunci, imediat, toate repercursiunile care generează în urma acestui element
element de memorie, în memoria conștientă, toate dispar. Și atunci, sigur, dispare și se ușurează acel segment al creierului responsabil de funcția celor organe. De asemenea, căutați și sigur că da, chiar dacă pierdeți, e mai bine să pierzi onest decât să câștigi dezonest. Este mult mai bine. Este o pierdere onestă, este urmată de un câștig de pace, de liniște și atunci Dumnezeu e cu tine. Adică ești deja pe o frecvență cu divinitatea. În clipa când ai deviat de la această onestitate, imediat ieși, pentru că lui Dumnezeu nu-i place onestitatea. El n-are, el săracul nu ne zice nouă în niciun fel, ne lasă să facem cum vrem noi, ne-a dat libertate să facem cum vrem. Dar deja ieșim din legile divine, nu mai ne ghidăm existența conform acestor legi, pentru că noi trebuie să funcționăm că așa a fost corpul și creierul făcut de acest arhitect ca să funcționeze în felul ăsta. Cum mergem altfel, cum se complică și se îngreunează viața și apare stresul și apare greutățile anatomice de a coopera cu stresul. Apar complicațiile, tulburile fiziologice. Da. Deci dumneavoastră, în cazul acestei hepatite autoimunitare, umblați la două lucruri. La creier, trăiți onest. Pierdeți, dar pierdeți onest. E mai frumos așa. E mult mai bine. Și încercați și investigați segmentele structurale din jurul creierului. Și vedeți dacă acolo există o malformație care întreține un proces inflamator. Și încercați și lucrați la alea. Și atunci, fără îndoială, o să aveți rezultate mai bune. Da. Domnul doctor, da. Eu lucrez de foarte mult timp cu dumneavoastră. Știți asta. Și am mai făcut conferințe împreună. Trebuie să vă mărturisesc că mă simt foarte bine astăzi aici. O să dezvălui un secret pe care nu l-am dezvăluit niciodată, nici la conferința din Nuremberg, absolut de nimic. Dar pentru faptul că mă simt că am o familie aici, am să dezvălui secretul vieții mele. Faptul că a spus doamna de hepatită. Eu cu 10 ani în urmă am fost diagnosticată de ceroză biliară primară, colangită sclerozantă primitivă. Eu vă spun cu toată sinceritatea. Am ajuns la clinică la Erlangen. Am fost foarte șocat, a fost o depresie, m-am uitat pe internet cât mai am de trăit și, desigur, prima cădere psihică pe care am avut-o, mă duceam la cimitir și ziceam, oare unde fi locul meu? Trebuie să vă recunosc că asta a durat doar două zile și apoi am fost puțin ajutată de un psiholog. Și de atunci mi-am propus să-mi schimb viața. Trebuie să vă recunosc. Eram puțin cam zgârcită, eram egoistă, eram prea mândră de mine. Eram într-un fel sau altul, nu știu. Mă simțeam așa, deși sunt de 20 și ceva de ani în Germania, ziceam, eu sunt. Mi-am schimbat viața, să știți că n-am luat foarte multe medicamente, decât singurul lucru este propolis, pot să-mi dezvălui, că nu este niciun secret, și vitamine cu care mă întrețin. Trebuie să vă recunosc. Datorită faptului că mi-am schimbat mentalitatea, vedeți dumneavoastră ce facem aici cu domnul doctor, nu se percepe niciun fel de taxă, absolut nimic. Poate câteodată trebuie să facem investiții din buzunar. Mă simt extraordinar de bine că pot să ajut pe cineva. Mă simt extraordinar de bine când văd un om fericit și are lacrimi de fericire. Mă simt un om împlinit că pot să fiu de folos și vă rog să mă credeți că acum am niște analize de care medicii mă întreabă și îmi spun să dezvălui care este secretul. Secretul este acesta, că am eliminat tot răul din mintea mea, deși sunt un om normal. Am eliminat invidia, am eliminat zgârcenia, nu sunt un om bogat, să nu credeți asta, dar mi-a schimbat viața în totalitate. Vă mulțumesc că m-ați ascultat, eu sunt un exemplu care puteți vedea și care prima dată când mărturisesc un adevăr. Vă mulțumesc! Mai vrea și părintele Melecanu să adreseze o întrebare. Da, părinte! Asta. Domnule doctor, neîngăduit, eu nu pot vorbi cu scuvabile în spate, știți? Întotdeauna vorbește și vreau să mă și apropii de domnul doctor puțin ca să mă audă. În primul rând vreau să vă mulțumesc din suflet că ați venit la noi. Sunteți pe pământ românesc aici, să știți, aici sunteți în România, nu în Germania. E un centru parohial aici și noi ne dezvoltăm viața așa cum putem aici. Până să vă pun întrebarea care vreau eu să o aflu de la dumneavoastră, aș vrea să ne aducem aminte că pe frontispiciu unei mari universități din lume,
Așa scria aceste cuvinte. Noi operăm, adică medicul, noi, medicii operăm și Dumnezeu vindecă. Acum, în ce măsură, pentru că noi suntem acum doctori amândoi, eu sunt doctor de suflete și dumneavoastră sunteți doctor de trup și de spirit. Așa. În ce măsură credința, sunteți ortodox, am înțeles. Da. În ce măsură ați reușit să explorați efectul pe care îl are credința curată și sinceră și practica credincioasă, al liturgică și practica creștinului de rând, în măsura în care este aceasta poate să aducă binele sau să nu ne îmbolnăvim sau dacă ne-am îmbolnăvit, să ne putem vindeca prin spirit, prin credință, prin ceea ce Dumnezeu ne rânduiește fiecare dintre noi. Cât de important este acest aspect al credinței în cercetarea dumneavoastră? Da. Da, eu vă mulțumesc pentru întrebarea frumoasă, bogată și... Sigur că e mult de spus. Și complexă. Cred că în următoarea jumătate de oră o să răspund la întrebarea dumneavoastră. Am de lucru o jumătate de oră. Da. Da. Deci am să vorbesc despre asta ca om de știință, ca un reprezentant al științei noi. Pentru că, vedeți, știința evoluează la fiecare două săptămâni sau două luni, se mai adaugă încă un pic. Și anumite reguli, chiar și de-a lui Einstein, s-au dovedit că au fost insuficiente, au fost bune pentru atunci, dar acum s-au descoperit, s-au găsit lucruri mai complexe, mai complete, mai profunde, mai mari și le lucrez. Deci știința în lume, în permanență, se mai adaugă câte ceva, devine mai amplă, mai complexă, mai profundă și vede mai mult. Deci știința de astăzi a trecut dincolo de corpul uman. Unde am ajuns și eu sunt unul din cei care lucrez cu cei de la diverse universități, diverse proiecte științifice. Unde s-a ajuns? Sigur, noi și eu când... Eu avem un cabinet celebru în America, unde veneau personalitățile mari ale lumii. În clipa când am înțeles, m-am închis acest cabinet și am plecat în lume ca să vorbesc despre ce am înțeles. Și am pornit vorbind despre ce e viața, de ce suntem noi aici. Este un lucru extraordinar, pentru că și eu ca medic, nu? Știu foarte bine că un om se naște dintr-un spermatoz și un ovul. Niște elemente microscopice. Și după ce omul moare, nu mai este nimica. Se face, mi-am gândit că eram odată în Tibet și unii murise un călugăr acolo și s-au apucat să-l ciuprotească în bucăți și zic, da, mi s-a făcut rău, am crezut că mor. Zic, de ce dacă săracul tot a murit, ce mai ciuprotești? A, păi și ăsta câte animale a mâncat, îl dăm, ca tot mai de folos decât să putrezească degeaba, îl dăm să-l mănânce lupii acolo sus, că și el, așa. Deci unii lardă, unii așa. Deci într-un final, când corpul când nu mai există, nu mai are nicio valoare. Deci dacă n-a avut acest corp o valoare înainte să nască, nu are o valoare după, există ceva, există un motiv, există un de ce, un ceva care face ca acest individ să fie aici. Și care este acel lucru? Sigur, traversând lumea asta și de-a lungul și de-a latul, trecând prin mai multe culturi, eu am plecat dintr-un sat mic de 100 de case, am călătorit până la Casa Albă, îngrijit pe cei de acolo, la un moment dat în viața mea. Deci am traversat toată lumea asta. Mi-a scăpat mult, mult, prea multe. Probabil mai sunt lucruri care le mai învăț și le mai... Da. Da. Opriți telefoanele. Da, ok, mai greșit, are nimic. Așa. Și am căutând cauza acolo, am dat de ce e viața. Ce este viața? La noi, în tradiția românească, care este una din cele mai bogate din lume, trebuie să vă mărturisesc că am trăit mai în toate țările astea unde este un renume, ban India, ban Filipine, ban Tibet, ban China, ban Indonezia, ban Thailanda,
ba Japonia, ba Coreea, mai peste tot. În Japonia am fost curând, am stat câteva săptămâni, am conferențiat, în Coreea de asemenea. Și sigur, în permanență am stat cu urechile deschise și ochii mari să văd ce este pe acolo. Ce. Și am înțeles că, de fapt, e adevărat că România este una din țările cele mai, unde tradițiile străvechi populare s-au conservat cel mai bine. Foarte simplu, este acea tradiție cu ursitorile. Ce-i cu ursitorile astea? Este tradiția că se vorbește despre ursită. Ce-i cu ursită? Tradiția că se vorbește despre destin, se vorbește în toată lumea. Ce-i cu ăsta? Și ce treabă are acest destin cu noi, ca indivizi, ca ceea ce suntem? Și ce treabă are, se vorbește despre spirit, despre suflet? Bun. Și care e relația între spirit și individ? Care e relația între suflet și individ? Care e relația între Dumnezeu? Dar am fost într-o zonă a creierului. Și viața trebuie să se desfășoare conform acestui plan al vieții. Acest plan al vieții este construit, nu? Pe baza onestității, care este cel care, factorul care decide tot ceea ce facem noi de-a lungul vieții, valoarea tot ceea ce facem. Ne îndepărtăm de această onestitate, valoarea este din ce în ce mai puțin pozitivă. Stăm acolo, ne apropiem, e din ce în ce mai pozitivă. Deci, așa este construit acest plan al vieții, acest destin. E, acest destin, ce are? Ce include spiritul? Spiritul care vine așa, ursitele, nu? Care acompaniază acest spirit care preia corpul, face alcătuiește și al planul vieții în funcție de ce are nevoie acest spirit în drumul lui de întoarcere spre Dumnezeu. Pentru că spiritul a plecat cândva de la Dumnezeu încercând să experimenteze, nu? Senzații și imperfecte. Nu? Și atunci s-a îndepărtat și vrea să întoarcă înapoi. La drumul de întoarcere înapoi are nevoie de să scape de acele esențe negative acumulate pe drumul de îndepărtare de Dumnezeu și redobândirea esențelor pozitive care să-l aducă cât mai aproape de perfect, cât mai aproape de Dumnezeu pentru a reintra din nou în împărăția lui Dumnezeu, în împărăția perfecțiunei de unde de fapt a plecat. Acum, una din perioadele, una din situațiile, din școlile, nu să le numim așa, ale unde spiritul caută să scape de aceste esențe negative și să le înlocuiască unele pozitive, este viața. Viața este o școală, este un episod, o trăire. Este o perioadă prin care spiritul, folosindu-se de acest corp fizic, eu nu sunt altceva decât un mecanic. Sunt mecanici care repară mașinile pe care le folosim noi. Noi ăștia doctorii reparăm corpurile pe care le folosesc, este spiritul care aparține, care aparține acestui corp, care este, nu este una și aceeași. Da. Deci ca acest corp, ca spiritul să poată să-și înfăptuiască ceea ce este necesar pentru evoluție, așa numim evoluție, sau înălțarea spre Dumnezeu, totul este concentrat în acest plan al vieții care este se cheamă destin. În clipa când noi începem călătoria în această viață, trebuie să trăim conform acelui destin. Să ia acolo este totul programat. Sigur, în clipa când intervine lipsa de onestitate, începem să pășim alături de program. Ca și când începem să pășim alături de drum. Cu cât devenim mai puțin onești, cu atât ne îndepărtăm mai mult de acest destin, cu atât ne îndepărtăm mai mult de drumul care era planificat dinainte și intrăm într-o zonă accidentată, grea, dificilă, pentru care corpul nostru nu este programat și nu este plănuit să meargă. Și atunci apare o viață plină de dificultăți, cât mai plină de dificultăți, cât mai complicată, la un moment dat ne pierdem. Mi-am pierdut drumul, nu știu încotro să iau, nu știu ce să fac, nu știu ce e mai bine, nu știu încotro să iau, ce se întâmplă. Atunci ne-am pierdut legătura noastră cu Dumnezeu, care este acel destin. Ne-am pierdut legătura noastră cu spiritul nostru. Deci, din punct de vedere al spiritului nostru, noi ne mai executând misiunea pentru care suntem aici, nu mai însemnăm slujba, nu mai însemnăm slujbașul care ne-a destinat, nu, existența noastră. Nu ne mai împlinim misiunea. Și în felul ăsta, îndepărtându-ne de acest plan al vieții, de acest destin, mintea noastră începe să gândească, pentru că mintea, creierul a fost programat
la începuturile vieții să funcționeze conform acestui plan, adică să creeze, să creeze prin deciziile luate, să creeze înfăptuirea acestui plan al vieții. E un lucru complicat, profund și mai greu. E nevoie de multă ascultare și multă înțelegere ca să pătrunzi în dedesubturile astea. Și atunci, sigur că începem să gândim, trebuie să gândim altfel de cum am fost programat. Lucru care devine din ce în ce mai greu, din ce în ce mai problematic, din ce în ce cheltuiește mai multă energie. Așa apare stresul. Dragii mei, de fapt, ăsta este stresul. Este clipa, în clipa când noi ne pierdem legătura aia, de legătura cu noi însuși. Cine înțelegem noi însuși? Cu spiritul nostru. Cum ne conectăm noi cu spiritul nostru? Prin acest destin. Pentru că destinul, acest plan al vieții, care este creat de spiritul nostru pentru a putea evolua, urca spre Dumnezeu, ăsta ne unește acest corp fizic cu acest destin. Și cine-i sufletul? Din punctul meu de vedere, sufletul este acea prelungire a spiritului care supraveghează împlinirea acestui plan al vieții, împlinirea acestui destin. În clipa că noi nu împlinim acest destin, intrăm în conflict cu entitatea spirituală. Intrăm în conflict cu Dumnezeu, intrăm în conflict cu menirea noastră de a exista pe acest pământ. Intrăm în conflict cu binele. Și cu cât ne îndepărtăm, de acest plan al vieții, cu atâta viața devine mai grea, devine mai complicată. Tragem o minciună acum, lasă câștig acum ceva. Nu dacă nu sunt oneste acum, nu nimic se întâmplă nimic. Nu, se întâmplă enorm de mult. Cu cât minciuna e mai mare, cu cât demonizarea e mai mare, cu atât ne depărează mai tare de acest plan al vieții. Cer iertare pentru domnul din spate care era, nu era de acord cu spusele mele, dar asta este părerea mea ca om de știință și ca om reparator de sănătate a minții și a corpului. Deci cu cât ne îndepărtăm cu cât devenim mai lipsiți de onestitate, cu atâta pierdem contactul cu entitatea noastră superioară, care este spiritul nostru. Și mai departe, sigur, cu Dumnezeu. Noi când vorbim de Dumnezeu, de fapt, nu vorbim de creator, de acel mare Dumnezeu. Noi vorbim de sufletul, de spiritul nostru, care sunt niște prelungiri ale Dumnezeu pe pământ. Că, de fapt, nu? Toate spiritele au plecat din împărăția lui Dumnezeu, niște copii ale Dumnezeu, care, sigur, plecând în acest haos de a experimenta imperfectul, s-a imperfecționat și atunci vrea să se reperfecționeze ca să poată să se reunească cu Dumnezeu. Deci viața este o mică etapă în călătoria spiritului spre de reîntoarcere spre Dumnezeu. Și atunci, sigur, acele vindecarea amicului englez de cancer n-a fost nimic altceva decât imediat s-a dezbrăcat de tot ce a însemnat onestitate. Tot ce a mințit el și ce a furat el și ce a făcut el necinstit ca să devină bogat, a renunțat la tot. A renunțat la gândurile care, la deciziile minții pe care le-a luat pentru a construi acea avere, acea bogăție. A renunțat la tot. A devenit el ăla care a fost la vârsta de 2 zile, de 3 zile când s-a născut. Pur și cinstit și onest și curat, a lăsat mintea să gândească lipsită de dominantul dezonestității, a lăsat mintea în felul ăsta s-a relaxat, relaxându-se, toți centrii nervoși de pe creier, nu? Au început să intre într-un normal și a început să coordoneze refacerea leziunilor fizice, acolo unde erau tumori și unde era cancer. Deci mintea fiind lăsată, creierul fiind lăsat să funcționeze perfect. Perfect înseamnă lipsit de dezonestitate, a lăsat onestitatea să domine, elementul onestitatea să domine funcționalitatea creierului, a subordonat existența lui onestității. Nu? Care este același lucru, onestitatea este singura lege a lui Dumnezeu pe care Dumnezeu ne învață. Toate celelalte regele pleacă de aici.
izvorăți de aici. Ea îmbracă o formă sau alta pentru că în funcție de circunstanța respectivă sau de contextul respectiv, de gândire mă refer. Dar elementul care creează valoarea care ne-a dăruit Dumnezeu și care se măsoară funcționalitatea creierului, care se măsoară cantitatea de sănătatea de boală, este onestitatea mai mare sau mai mică. Așadar, în clipa când noi devenim onesti, atunci creierul nostru se tensionează, tensionându-se, creează tensiune neuromusculară de-a lungul și de-a latul corpului, acolo unde sunt niște mici leziuni anatomice, ale se amplifică foarte tare și așa se creează bolile cronice. Și la un moment dat, dacă tot mergem din rău și mai rău, și mai rău, și mai rău, vis-a-vis de alții sau vis-a-vis de noi însuși, că de fapt păcatul nu este cel care e. Păcatul este de fapt înseamnă o neregularitate, o nerespectare a legilor binelui sau a onestității vis-a-vis de alții sau vis-a-vis de noi însuși. Adică răul este același că îl facem luatul sau nouă însuși, pentru că este răsplătit deopotrivă. Noi avem mare obligație și mare datorie față de corpul nostru să-l păstrăm și să-l ținem sănătos pentru ca să poată executa planul vieții, ca să poată să execute menirea care i s-a dat, pe care Spiritul i-a dat-o de-a lungul existenței fizice. Deci noi suntem slujbașii binelui Spiritul nostru. Facem bine, Spiritul urcă în sus spre Dumnezeu. Facem rău, trage Spiritul în jos și atunci el trebuie, după regulile, după spusele sau după valorile spusele filozofiei altorilor, trebuie să se reîncarneze. Unii în oameni, alții în animale, alții în plante. Mă rog, fiecare vede lucrurile într-un fel. Cert este că chiar dacă nu se reîncarnează, atunci Spiritul poate să coboare și mai jos decât a fost atunci când a preluat acest corp. Deci, în loc să meargă săracul în sus, îl tragem în jos. Deși nouă ni s-a dat menirea și obligația să ajutăm Spiritul prin trăirea noastră, prin existența noastră și a zis Spiritul să meargă în sus. Deci, îmbolnăvirea sau deviarea de la planul vieții, de la destin, sau lipsa de onestitate, sau sunt toate același lucru. Se suprapun la fel. În clipa când am plecat de la împlinirea planului vieții, atunci am plecat din cauza lipsei lipsa de onestitate, mai mică sau mai mare. A fost mai mare, ne-am dus mai departe. Ne-am dus mai departe, ne-am îmbolnăvit mai tare. Ne-am îmbolnăvit mai tare, atunci nu facem altceva decât să creăm mai mare rău spiritului nostru. Îl oprim pe loc, îl tragem. Mă întreba pe mine cineva, apropo de subiectul ăsta, dar copiii mici care sunt nevinovați și nu gândesc negativ, care au totuși parte de boli grave. De ce le au? Mi-ar fi plăcut să puneți întrebarea asta la sfârșit și să nu mă întrerupeți. Pentru că o să vă răspund în mod sigur, dar vă răspund acum. Copiii ai cum sunt, ai dumneavoastră, ai mei. Ați auzit zicarea aia românească care Auffman a avut mare dreptate, limba română. Copiii plătesc greșelile părinților. Orice rău care l-a făcut un părinte, înainte să conceapă acel copil, acel rău creează o mutație profundă în geneticul, în geana respectivă. Atunci când facem un copil, copilul este copia noastră, culoarea ochilor, forma capului și așa mai departe. Dar nu moștenește numai superficial structura sau anatomia, moștenește deopotrivă și relele. Ați auzit de bolile ereditare? Da, astea sunt unele bolile. Așa că, Doamne dragă, învățați pe cei care știți să, înainte să conceapă copii, să fie onești, să fie sănătoși, ca să poată scoate copii sănătoși. Bezii copii n-au nicio vină, dar părinților au vină dublă. Una că au făcut rău înainte să facă copii și a doua că făcând rele fac copii știind că copiii sunt urmașii lor din punct de vedere genetic, anatomic, fiziologic și excelent. Poate chiar strămoșilor. Poate chiar strămoșilor. Da. Sigur. Dar cu cât este strămoșul mai departe, cu atâta aceste valori negative sunt mai mici, se diminuează între timp. Mai sunt trei întrebări, da. Domnul doctor, după părerea dumneavoastră, ce legătură este între alimentație și boli? Așa pe scurt, numai. Da. Suntem ceea ce mâncăm. Da. Există. Deci cel mai mare dătător de boli și este gândirea.
Sigur că sunt și altele care sunt mai mici. Există alimentația. Vedeți că alimentația este din ce în ce mai săracă în a oferi valori proteice, valori nutritive, valori... sigur că da. Pentru că, de ce? Este crescut cu chimicale și atunci astea sunt, scad valoarea nutritivă a alimentului respectiv. Corpul nu primește, neavând substanțele nutritive efectiv acelea care îi trebuie, atunci îi scade forța. Dar noi vrem ca corpul să facă din ce în ce mai mult. Și atunci sigur că trage de el mai tare decât poate să ducă. De asemenea, aceste pesticide care se pun în îngrășăminte și mutațiile genetice, îngrășămintele, sigur că sunt substanțe chimice, mâncăm găina aia care e plănită cu tot felul de chimicale, de hormoni, ca să se poată, ca să poată să crească repede și să vândă cei care o vând să câștige bani fuga. Sigur că aceste sunt substanțe toxice care ajută la o boală, ajută la o boală să crească, o boală existentă. Dar, sigur că mâncarea nu este unul din factorii majori. Este un factor minor, dar este, într-adevăr este. Din cauza asta este important că dacă tot nu reușim să înțelegem felul în care mintea gândește, mintea, dacă contribuție minții la calitatea noastră, dacă nu înțelegem, măcar să umblăm la mâncare, sigur, să mâncăm cât mai natural, să mâncăm produsele care sunt făcute făcute cât mai natural și să le evităm pe alea pline de chimicale, pline de conservanți. Sigur, corpul nostru le elimină, are posibilitatea să elimine dacă există un intestin sănătos și un inim sănătos, le elimină pe asta. Mai rămâne câte ceva pe aici, pe acolo. Dar de atunci când există o mică disfuncție renală sau hepatică sau intestinală, atunci sigur că substanțele care toxice, care există în alimente, amplifică o boală, anume, în mod special o boală de aceste ridicat de rin sau de intestin. M-a răspuns? Următoarea. Da. Hai, dacă mai toți sunt la întrebări, mai acolo. Acolo? Da. Da, deci unul de aspecte chiar aveau de-a face cu copiii, pentru că e clar, noi suntem rolul principal în dezvoltarea copiilor. Și cred că e răspuns întrebarea asta, însă aveam acum încă un aspect cu privire la onestitate și la semnalele pe care noi le primim de la sistemul, corp, minte, suflet, emoții, care ne pot indica că e cazul să ne ocupăm de o problemă, de un așa, de decalajul ăsta dintre plan și ceea ce facem dacă nu suntem onești. Și anume, remușcarea de conștiință poate fi un semnal care indică atunci când am făcut ceva greșit și avem remușcări de conștiință, sunt indicatori care apar practic fără să avem o școală a vieții. Pur și simplu avem o remușcare de conștiință și ăsta ar fi un moment care putem adopta și să începem o autoreflecție. Întrebarea pe care vă pun este, eu observ o diferență foarte mare între oameni. Sunt pacienți care vin și lucrează spre exemplu, luni întregi, alții lucrează ani întregi și terapiile verbale sunt, omul vine și spune cu onestitatea pe care el e capabil să o ofere în momentul respectiv, data viitoare poate mai mult sau mai puțin. Alte persoane, și acum domnul preot Felecan, vă spun, spovedania, cel puțin la mine, a avut o valoare extraordinar de mare, chiar mai mare decât valoarea terapeutică, spre exemplu. Eu m-am spovedit odată și mi s-a părut că am... Ea e o terapie. Da, ascult. Spovedanie minerale. Spiritului. Da. Și asta deci vreau să vorbim deci, la un doctor. Asta vreau să dacă spun. Nu iei viața de la început, că da. Ai capacitatea să iei viața de la început, exact. De la zero, da. De la copilărie, să te naști din nou, asta ne-a spus și Iisus Hristos. Exact. Dar tu n-am făcut nimic. Dacă nu te naști din nou, când ești încărcat de atâtea probleme de astea, trebuie să te naști din nou. Ai capacitatea de a te naști. Da. Și care e? Că sunt oameni care stau în terapii foarte, foarte mult. Sunt unii oameni la care le este suficient autoreflecția. Dumneavoastră ați spus în cazul dumneavoastră v-ați preocupat